Nici Germania nu scapă de alimente contrafăcute pe rafturile magazinelor. O problemă care macină foarte mult și țara noastră și care a fost ridicată la Consiliul de Miniștri al Uniunii Europene, unde a participat și Achim Mirimescu. 10.000 de tone și un milion de litri de produse contrafăcute au fost depistate în ultima perioadă doar pe teritoriul Germaniei. Frauda cu produse alimentare este prezentă în toate țările, chiar și în cele foarte dezvoltate. Doar Germania a depistat 10.000 de tone și un milion de litri de produse alimentare, agroalimentare din 57 state din afara Uniunii Europene, care erau contrafăcute și Germania a făcut apel puternic la o colaborare și stabilirea unei rețele corecte de, de comunicare la nivel european între vamă, veterinari, autoritățile veterinare și autoritățile protecția consumatorului. Trebuie luate măsuri concrete și rapide pentru a reuși stoparea fraudei alimentare și în România, consideră ministrul Lachimi Dimescu. Deci sper că în acest context să reușim și noi să, să evităm să mai ajungă piața românească produse contrafăcute sau, mă rog, fraudă alimentară. Oficialul MADR a punctat recent un astfel de caz în care consumatorii români sunt păcăliți dacă nu citesc cu foarte mare atenție eticheta. Este vorba despre untar, care, deși este pus pe raft lângă pachetele de unt, locul acestuia ar trebui să fie între cutiile de margarină vegetală. Și asta pentru că 70% din conținutul acestui produs nu are nimic în comun cu laptele. Din păcate sunt foarte multe produse neautentice, le spunem lor. Cum spuneam, am fost la Timișoara și mi s-a prezentat un pachet de, care semăna exact cu pachetul de unt, și la culoare, și la formă, și în loc să scrie unt, scria un tar. La origine, unt artificial, dar lumea nu știe, consumatorul nu știe, merge, îl găsește în raft cu untul, vede că jumătate de preț, el este făcut din ulei de palmier și sigur este un mare dezavantaj pentru producătorii corecti și cinstiti în acest sens am solicitat atât ANSVSA-ului, cât și protecției consumatorului să identifice aceste produse și în magazine, sperând să nu le mai găsim la același loc. Sigur, nu putem să interzicem acest untar, dar consumatorul trebuie să știe ce conține acel pachet și să fie în cunoștință de cauză atunci când cumpără ce Potrivit agroinfo.ro, minimum 30 de zile îi trebuie unui transport de carne de vită să ajungă din Argentina până în țara noastră. Carnea ajunge congelată pe masa românului. Consumatorii noștri dau 50 de euro pe kilogramul de vită argentiniană, în timp ce fermierii români cresc vite din renumite rase de carne. Practic, românul poate cumpăra carnea proaspătă cu un preț pe kilogram de aproape 10 ori mai mic și cu un gust incredibil de bun. Vita din Argentina este adusă în containere pe mare, un transport care durează și 3 de zile. Este foarte clar că pe transport sunt procedee speciale care pot asigura maturarea, însă este foarte dificil ca un consumator să aibă informații despre trasabilitatea cărnii. Nu știm ce fel de carne este și de unde vine. Într-adevăr, este o carne bună, fragedă, suculentă, dar dacă avem la noi posibilitatea de a achiziționa carne, posibilitatea de a crește rase de carne cum e Angus, este mare păcat să nu se consume de la noi, din fermele noastre. Rasa de vită Angus este una dintre cele mai calitative la nivel mondial. Țara noastră are un efectiv total de 15.000 de capete. Motiv pentru care specialiștii consideră că în viitor România va deveni un exportator important de carne de vită superioară.